Care e mai bun? Păi, salcâm, mi-era de salcâm. Care salcâm e mai bun? A venit băiatul ăsta cu miere, mai vreți miere? Păi are și de salcâm și de tei, de rapiță, polifloră, el zice că asta de salcâm e mai bun. Și teiul vi-l recomand. Și teiul e bun? Da. Cum? Îi crezi câte unul din fiecare? Iodă? Da. Cea mai bună e aia de salcâm, zici tu? Da. Tăiu și salcâm. Tăi, dă-ne una, două, trei de salcâm. Trei de salcâm. Da, aș încerca eu și pe aia de miere, de tei. Sau? Încearcă-o că e sigur foarte bun. Asta cât e unde este? 15 lei. Ce este? Fagure cu miere. Fagure cu miere? Direct din stup, așa cum e el, da. Mănânci cu tot așa, da? Cu totul, da. De ce e mai negru, unul mai așa? Care e mai închis, conține și propolis și eu îți recomand să iei din ăla. De asta? Da. Și să iau unul așa? Vă... Așa, ia și unul închis, da? Și unul deschis, da. Care vrei tu? Azi e mai închisă? Da. Deci asta e atâta, da? 1, 2, 3, 4, da. Deci 3 ori 4, 12, 120 cu 35, 155 și cu 30, 185, da? Păi tu știi, 4, 3, 12, 155 și cu astea... 185. 185. Nea Gigel, nu mai e? Te dor de el? Da. Dar poate să fie poate bani. Băi, nu l-am mai văzut de mult. 185. 185, stai, 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 foarte bun, uite să-ți faci și cu catină. N-am mâncat catină, ba. E foarte bună, că aia conține vitamina C. Și pun miere de aia și mănânc de 2-3 linguriți așa. Da, mă, foarte bun. Bine, e, mai e ceva, mă sun, că eu vin. Gata, pa, mersi, pa. Salut. Mai vreți fagure de la cu miere ceva? Deci eu cele mai multe relații mi le-am format de când am lucrat tapiserie. Tapiserie auto. Am colaborat cu foarte multe firme. Și dacă am fost băiat de treabă și așa, am rămas, cum să zic, prieten așa cu ei. Eu pe unde mă întâlnesc cu ei, vorbesc, n-am treabă. Adică eu, cum să zic, în drumul meu, fiindcă sunt liber, nu știu, mulți nu înțeleg vorba asta, fiindcă sunt liber, eu, de exemplu, când trec într-un loc și zic, a, stai mă, aici știu un patron, eu opresc la el la firmă, chiar dacă n-am treabă cu el. Opresc și se bucură, ce, a, salut Costine, ce mai faci? Stăm de vorbă. Eu așa sunt o persoană care comunic. Adică nu trec așa nepăsător pe lângă cineva care îl cunosc. Îmi merge bine, cum să zic. Deci uite, sunt la reprezentanța Dacia. Hai să mergem la Dacia. Să vedem cât costă un spring și... Nu știu dacă mă lasă să filmez. Ai problemă. Că știți cum e. Nu prea îți dă voie să filmezi. Treaba e că asta sunt cam... Cam nebărbierit, așa. Cum să fac? Să intru cu filmatul, stai să cer voie întâi. Aștept că mai e cineva în fața mea și după aia a zis că o să-mi spună despre Dacia Spring. Aici ce avem? Nu ne băgăm aici. Nici aici. Am impresia că Dacia asta e aia pe benzină. Așa fie încuiată. Deci, avem aici cheia. Ma. Deci, a spus că o să-mi dea voie să fac un test drive. Ia să vedem aici. Normală și încălcare rapidă, da? Aici se calcă, da? Vă spunea că e din fabrică, nu se poate pune ulterior acest adaptor. Aha, deci asta e aia rapidă. Da. Rapidă și asta e aia pentru 220, zis.
pentru da. Acasă. Aha. Casnic. Am înțeles. Încălcare lentă, de fapt, neapărat. Deci, credeți-mă că am emoții. La voastră. Punem aici, da. Punem contactul. Ia să vedem. Bun, deci am pus contactul și mai trebuie dat o dată în față și apare un OK acolo. Ia. Uite așa, a apărut OK. Acum cum ar veni motorul pornit, dar trebuie să-i dau aici. Așa. Bun, frâna de mână e lăsată. Pe unde pot să ies? Pe acolo, da? Da, la dreapta, imediat cum ieșiți, la dreapta. Păi merge ca Passatul meu, mă bag în bancă. Deci chiar are forță. Ia să vedem. Da, mie îmi vine să pun mâna pe schimbător. Deci, avem 40 la oră. Păi băi, dacă bag piciorul, chiar se simte. De față am 70 la oră și depășim tot ce ne stă în cale. Interesant, deci mă simt chiar confortabil. Deci o să fac stânga, da? Faceți sensul giratoriu, da. Deci are și regenerare? Da, are și regenerare. Trânare, descelerare, se regenerează, se încarcă. Ce-am făcut eu asta, m-am urcat în mașina asta? Deci m-ați provocat să o cumpăr. Este foarte bună. Iar mașina aceasta pentru oraș, pentru o navetă ușoară, este cea mai bună variantă. Deci eu sunt apicultor și mă ocup cu stupii și cu vânzarea produselor apicole. În fiecare zi vin la oraș ca să fac distribuție de miere. De la Slănic. În partea Slănicului. Din partea Slănicului. Și ar fi suficient, m-am gândit eu, un spring, adică ca și kilometri, că eu nu fac mai mult de 100 de kilometri într-o zi. De jur de 30 de kilometri. Cam 30 am, 35 de kilometri, este foarte bună. Adică 70 dus întors și ce mai mă plimb pe oraș, eu zic că ar fi suficient, da. Uite, îmi place ca forță, deci chiar mă bag în bancă, așa. Ia. Nu vă vine să credeți. Nu, eu credeam că o să fie mai lentă. Nu, este... Da, stați liniștită, dar sunt șofer profesionist. Deci am lucrat pe tir o perioadă și m-am retras în activitatea asta în apicultură. Și vă place? Da, îmi place că... Uite, tot electric. Electric, da. O să întoarcem sau mai mergem? Mai mergem. Există la un moment dat un sens girator și o parcare și acolo ne oprim. Întoarcem în timp. Deci ce rugăminteam, dacă vreți să transmiteți mai departe pentru o zi, să zicem, sau poate chiar două, ca să pot eu să fac mai multe teste și bineînțeles că o să fac și filmuleț care o să fie postat. Dacă se poate. O să vorbesc asta în weekend, dacă nu vă deranjează, pentru că în timpul săptămânii avem nevoie pentru drive-test. Am înțeles. Da, e ok. Pentru sâmbătă, duminică. Dar regenerarea mie mi-arată aici undeva că se face? Deci partea de jos, da? În partea de jos, deci da. Eu când iau piciorul după accelerație... Acum astăzi sunteți pe roșu, consumă mai mult decât este normal. Deci acum regenerează, nu? Acum regenerează, da. Uh-huh. La mijloc este un consum și acum este un consum normal. Undeva puteți să întoarceți, ori acolo, ori în parcare.
sens giratoriu, da, normal, da, da. Aici este... Puteți să dați și înapoi, să vedeți cum merge. Asta vreau să fac aici, deci dau aici pe râu. Merge singur. Aici face un pic de zgomot, tocmai ca să vadă dacă dați cu spatele să nu loviți pe cineva, să audă. Ați văzut, deci ea pleacă singură, da. Cum iau piciorul după frână, ea pleacă deja. Da. Da. Și ia să văd eu o treabă, dacă ea e în mers și o dau până, a, rămâne pe liber. Aha. E, lucrurile astea o să le mai învăț eu pe parcurs, ce mai are pe aici, ce opțiuni, ce... Că am înțeles că are și ceva eco, nu? Adică da. Să meargă mai pe economie sau cum? Da, se consume mai aici, puțin. Cumva? Da. Și acolo nu mai are forță? Da, are forță un pic, mai, îi mai adin forță, dar eu nu am sesizat. Mă vedea seama că pe oraș, cred că merg așa mai pe economie, că oricum... Nu poți să mergi tare. Da, nu se poate merge mai tare, n-ai cum să... Deci aici ar fi eco, nu? Da. Și de unde știu că e eco? Mi-apare undeva? A pus apel de becul, i-a apăsat acum. Și ați văzut că v-am frânat un pic când ați apăsat, nu? Ok. Uite, sau nu mai în București? Impozitul, parcările, de nu plătiți impozit la mașina electrică. Deci nu are impozit și nu. Parcările parcă gratuite, nu? Da. Dar trebuie scos ceva de la primărie sau pur și simplu parchezi fără să spui la nimeni nimic? Sincer, cred că poți să parchezi fără să spui la nimeni nimic, dar nu pot să garantez. Deci așa, la prima plimbare, pe mine mă încântă. Treaba e că nu pot să o cumpăr, din cauza că, cum a spus programul, posibil din nu februarie. Nu sunt fonduri în acest moment. Deci nu sunt fonduri, da. Deci mașina normal a spus că costă 22.000, parcă? Da. Și prin programul ăsta ar fi să achit în jur de 11.000. Aproximativ. Mai puțin, da. Chiar mai puțin. Dar momentan nu sunt fonduri și atunci mai e de așteptat. Posibil să suplimenteze acum în noiembrie. Bun, interesant. Și aici avem și camere de asalier? Da, pentru spate, da. Aha. Un pic mai în față, semnalizați la dreapta și intrați în parcare. V-a fost suficient ca să vedeți? Da, este ok. M-am spus, mie mi-ar prinde bine așa vreo două zile. Sigur. Ca să mă încânte mai tare. O băgăm aici la loc. Da. Descurcat? Perfect. Am luat permis? Ați luat. Ați trecut. Sână, ce trebuie să mai fac? Că ții aici. A, contactul. Mi-a rămas motorul pornit. Doamna, mulțumesc mult. Multe plăcere. Astea pot să le iau, da? Astea sunt mele, astea sunt dumneavoastră. Da. Bun. Cheia. Cheia. Și aici avem motorul. Ia, țineți dumneavoastră capota. Să văd și s-a încălzit ceva pe aici? Nu s-a încălzit. Nu se încălzește nimic. A, deci are și o baterie de 12V. Păi, da, și bateria asta se încarcă și ea? Tot de la bateria principală oare? Ceva aici, antigel. A, ăsta o fi de parbriz? Nu, ăla e de parbriz. Da, ce e de parbriz. A, stați așa, care are și... Are aer condiționat, am înțeles. Gata. Trebuie să aibă... Da, da, da. Gata, e, mai văd eu pe parcurs. Băi, gata. M-am plimbat cu springul.
Păi mulți vorbesc de rău mașina, mă, zice că nu e bună, că te simți în ea, nu știu. Pe eu mă simțeam foarte bine în ea, tata. Perfect mă simțeam. Deci eu înainte am avut Matiz, parcă zicea că merg cu Matizul ăla care l-aveam eu. Bă, dar chiar mă băga în banc, așa, deci chiar mi-a plăcut ca forță. Adică nu-i să zici că, bă, într-adevăr, nu e o mașină să te duci în Germania cu ea. Dar exact ceea ce fac eu, eu zic că ar fi perfectă. Cum plec eu în fiecare zi la oraș cu miere ca să vând, că vând, că nu vând, consum și eu mai puțin. Asta ar fi ideea. Casă. Că eu mai mult acasă o să o încarc. Cu cât o să plătesc eu kilovatul? Asta nu știu. Un leu 30 cumva? Un leu 30. Deci asta ar însemna dacă merg așa mai economic. Că la urma urmei la un drum din ăsta care l-am eu de făcut până în oraș, nici nu poți să mergi mai tare, că merg în coloană cu 60-70 la oră, deci n-ai cum să mergi mai tare. Înseamnă că merg pe economic, zis. Eu zic aș scoate un 13 kW poate pe 100 de kilometri. 13 kW. Adică cât? 15 lei? 15-16 lei 100 de kilometri, în bani vorbim, da? 16 lei, să zicem 100 de kilometri m-ar costa. Bă, păi e deja mai puțin cu asta cât consum, că nici acum nu știu cât consum. Dacă consum cam 5, cât e motorina? 7 lei și ceva. 5 ori 7, 35 de lei, 40 de lei, cam 40 de lei cred că consum eu cu mașina asta mea în momentul de față. Mai zicea cineva că mergi cu aia pe GPL. Păi eu știu consumul la aia, nu știu ce are, consumă 10. GPL vorbesc, da, Opel-ul. 10%. Păi 10% știți ce înseamnă? 35 de lei, 100 de kilometri, margul ăsta. Deci în lei se face socoteala. Da? În banii ăștia, nu știu, în lei. Deci, cu Passat-ul consum cam 40 de lei, 100 de kilometri. Eu vorbesc în realitate cât consum eu, adică mai oraș, mai exterior, atâta consum, da? Deci cam 40 de lei 100 de kilometri. Dacă aș merge cu GPL, aș consuma 35 de lei pe 100 de kilometri. Dacă iau Spring-ul, aș consuma 15 lei pe 100 de kilometri. Mai simplu de atât, calcul nu se poate. Asta e cu plus minus acoale, că nu o să fie întotdeauna la fel consum. Dar cu aproximație și vorbesc la drumurile mele, la ceea ce fac eu. Că dacă aș merge mai mult exterior, și cu Passat-ul aș consuma mai puțin. Adică fiecare mașină ar consuma mai puțin. Păcând electrica, consumă mai puțin în oraș. Fiindcă mergi mai mult prin oraș, mergi încet. Când stai în semafor, ea nu mai consumă nimic, rămâne consum zero. Păcând la asta nu-i consum zero, că stă motorul pornit. Adică mai bine zis, electrica consumă cel mai puțin în oraș. Și un mers liniștit așa, un 60 la oră, exact cum e la mine, între localități. Eu de la mine de acasă până la Ploiești am numai localități și merg cu 55-60. Dar merg în coloană, că e altul în fața mea, eu nu pot să merg mai tare. Păi ce să zic, mie mi s-a părut destul de liniștitoare mașina. Deci pot să zic că mă simțeam ca în asta, deci asta o simt mai grea. Nu știu, mai mare așa și mai grea față de cum am simțit-o pe aia. Mai ușurică așa, dar m-am simțit destul de bine în ea. Ce să zic, nu știu, m-ar încânta treaba, decât că a zis că în momentul de față nu sunt fonduri, adică fondurile care au fost s-au epuizat, fondurile care se dau gratis de la stat, da? Adică mașina în realitate în momentul de față, aia de 65 de cai, deci mai puternică, costă 22.000 de euro, mă, parcă costă. Și prin programul Brabla, deci cu banii ăștia de la stat care ți-i dă și să dai o mașină veche la remat, a zis că mai plătesc 11.000 de euro. Da, mă, dublu. Deci 22.000 de euro dacă o iei cu banii în mână, azi te duci, azi îți dă mașina, cum ar veni. Dacă vrei să beneficiezi de programul ăsta, mai dai 11.000 de euro. Simplu. Care îi poți lua prin, nu știu cum a zis ea, finanțare, mă, nu mai țiu minte cum a zis acolo, să plătești rate și, mă rog, asta e partea a doua. Ce facem, mă? Luăm Spring-ul sau nu-l luăm? Dă fățeală așa, toată ziua ne plimbăm cu el. Facem un efort să-l luăm? Dați-mi și voi o părere.
comentariu ceva. Greșesc sau nu greșesc? Și dau Opelul la remat, așa așa nu mai merg cu el. Mă duc cu Opelul la remat, mă duc cu el pe roți, că am și asigurare și ITP, o am de toate. Deci mă duc cu ea mergând, nu trebuie să o duc pe platformă. Mașina merge brici. Da. Nu știu. Bă, dar mi-a plăcut cum merge, frate. Hai să vedem, că a zis că vorbește cu șefii ei, nu știu, pe la București, pe unde trebuie să... Dacă e să-mi dea mașina vreo două zile și cred că o să-mi o dea. Eu așa cred că o să-mi o dea. Să-mi o dea vreo două zile să mă dau cu ea. Și facem filmulețul cu Spring-ul. Nu, că m-a încântat că mi-a dat-o acum. Eu nu mă gândeam că mi-o dă. M-am dus acolo și am zis să-mi spună și mie oferta, ce prețuri are, ce așa. Și zice, păi dacă vreți putem să facem și un drive test. Da? Gata, doamne, zic, facem. Mă sper să fie bine, nu știu. Hai să vedem ce va ieși. Gata, v-am lăsat că am vorbit mult. Sănătate și